Cazurile de COVID sunt pe o axă de descreștere zilnică, iar hunedorenii sunt nerăbdători să scape de toate restricțiile impuse pe perioada de pandemie, așa că mulți dintre ei nu le mai respectă încă de pe acum. Din această cauză, valul 5 de COVID s-ar putea prelungi, spun specialiștii. În ultimele două săptămâni, incidența îmbolnăvirilor a scăzut de la 16,93 la nivel de județ la 11,47 la 1000 de locuitori, procent ce situează județul Hunedoara pe locul 22 la nivel național. Din păcate, situația este încă sumbră la capitolul pierderi de vieți omenești, fiind înregistrate 40 de decese pe ultimele două săptămâni, ceea ce înseamnă o medie de 3 decese pe zi, a declarat Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara. Din cele 69 de unități administrativ-teritoriale la nivelul județului, doar una este în scenariul verde. Scăderea cazurilor de COVID se resimte și în educație. Din 50 de clase cu cursuri suspendate, în acest moment mai sunt doar 6 clase care fac cursuri online.